Motivul pentru care am avut ideea acestei asociații și ideea de a vă cunoaște pe dumneavoastră în mod direct este aceea că pe tot parcursul carierei mele și cred că schimbările din carieră și succesele mele profesionale, pentru că peste tot pot să spun că am fost un om care a livrat maximul meseria pe care a avut-o, cu prețul, sigur, multor ore lucrate, foarte puține vacanțe și mai deloc familie. Cred că toate astea se datorează întâlnirii mele cu niște oameni care la un moment dat au fost dispuși să mă mentoreze, să mă sfătuiască, să-mi ofere o șansă. Un rol foarte important și au fost oameni care au crezut în capacitatea generației mele de atunci, care a avut o mare oportunitate în anii 90, când era locul destul de liber. Și atunci am decis să încercăm să construim acest program care este adresat dumneavoastră, despre care Ane vă va da toate detaliile. Mai ales că în ultimii ani ai vieții mele profesionale am întâlnit un om care a fost tot absolvent al serului seminarului Ovidiu, deci numele programului nu este întâmplător, acest Ovidiu a existat, a murit la o vârstă foarte tânără. A fost ghidul meu în antreprenoriat și ne-a lăsat într-un fel, să zicem, această misiune de a încerca să schimbăm în România generația veche cu generația nouă. Nu pot să spun că nu există și ceva noroc, dar cred că norocul nu are legătură cu cariera, ci mai ales probabil cu perioada formării, poate din educație, poate familia, cu siguranță, care m-a încurajat să am aspirații în primul rând. Dacă sunt astăzi bun manager, este că cândva am fost o vânzătoare foarte bună, un om care organiza fluxul comercial în magazinul respectiv, care primea clienții, care pregătea magazinul pentru acei clienți, care făcea recepția și o grămadă de multe alte lucruri. Sunt probabil momente în viață în care da, poate că nu neapărat poziția actuală country manager sau poziția anterioară sales și marketing valorează atât de mult cât mai ales aceste aprecieri venite de la colegi, de la foști colegi, de la oameni. Este clar că fără a pune pasiune în ceea ce faci este aproape imposibil să ai succes, dar pasiunea înseamnă de asemenea implicare. Ca o paranteză, auzim mai adesea și auzeam și eu adesea în companie colegi care spun cineva ar trebui să scrie comunicatul de presă, cineva și mereu mă întreb cine e acel cineva că l-aș angaja pe loc, pentru că e clar că toată lumea îl folosește pe acel cineva. Nu mă consider deloc un model, am 35 de ani. E adevărat, am dezvoltat ceva și o să vă povestesc foarte, foarte pe larg această poveste. Am făcut imens de multe greșeli, o să vi le spun și pe alea. Dar întotdeauna mi-am asumat ceea ce sunt. A fost extrem de sincer. Mi se pare un exercițiu extraordinar. Că cineva s-a gândit să aducă niște oameni cu mai mult sau mai puțin succes, cu, mă rog, modele sau antimodele, în fața voastră și pentru voi. Pentru mine este o surpriză că sunteți în număr atât de mare și o să vă spun imediat de ce, în parcursul istoriei mele. Dar este un exercițiu extraordinar ca voi, la vârsta pe care o aveți și la începutul vieții profesionale, să puteți să ascultați poveștile de viață ale unor oameni. Și mai mult decât atâta, eu vă invit să citiți toate cărțile autobiografice care vă cad în mână. În general, sunt oameni de succes și nici americanii, nici românii nu mai scriu povești doar de dragul poveștii, ci pentru că ele spun ceva. Și eu vă mărturisesc că în ăștia 11 ani, de când am început în viață, și o să vă spun imediat cum, mi-am dat seama la început, după câtva timp, după ce am ieșit cu pieptul ca un cocoș din facultate, că termina să-mi bag bezboiul la Cluj și m-am dus în Arad, unde existau facultate privată și mă uitam la aia de parcă eram de pe altă lume. Dar am avut noroc să-mi dau seama foarte repede cât de multe nu știu. Da, știam și niște chestii, dar erau imens de multe lucrurile pe care nu le știam.
Și mi-am dat seama atunci, pentru că aveam un vis și tot timpul am încercat să văd ce trebuie să fac ca să-mi ating visul respectiv. Și mi-am dat seama cât de multe nu știu și am început să învăț.